Suntem cetățeni români, trăim în România. Aș vrea să vă întreb, care credeți că sunt valorile pe care noi românii ar trebui să le promovăm astăzi, în secolul 21, atât în țară, cât și în Europa și, de ce nu, la nivel internațional? Există, fără îndoială, o Europa a valorilor. Și, în același timp, trebuie să recunoaștem că această Europa a valorilor și are fundamentul istoric în mărturisirea creștină comună. Și nu întâmplător, România este o voce absolut legitimă în acest dialog al valorilor europene, deși câteodată vocea creștină românească pare că se dorește a fi ușor sugrumată. Dar trebuie să fim conștienți și mândri în același timp că vocea noastră este o voce legitimă atât românească cât și europeană și că mărturia noastră într-o Europa în care în piața aceasta valorilor există foarte multe dezbateri, mărturia creștinilor este foarte, foarte importantă. Faptul însuși că în Parlamentul României poate avea loc un asemenea eveniment este un semn de speranță, un semn extraordinar asupra faptului că mărturia noastră nu este fără de glas. Viitorul Europei trebuie să fie congruent cu istoria Europei. Și istoria Europei este o istorie născută din creștinism, sigur, în antichitate, din cultura antichității târzii, dar care a fost fertilizată, dacă vreți, și pusă în valoare de valorile creștine, o Europa a catedralelor, o Europa a egalității, o Europa a respectului celuilalt și o Europa prosperă. Până la urmă, cultura creștină a dat naștere modernității așa cum o cunoaștem ea, inclusiv cu bunăstare de care ne bucurăm toți. Vă mulțumim foarte mult!